De unde percepția asta că dacă omul merge la un psiholog, atunci el este bolnav? Asta îmbunătățește calitatea vieții, da? Dacă ce sunt de igienă fizică, îmbunătățește longevitatea vieții, atunci noi nu vrem doar să trăim mult, noi vrem și să trăim echilibrat emoțional. Altceva ar fi tot ce ține de lucru manual. În a face ordine, în a șterge praf, în a lucrat cu aluatul, pentru că pe mână sunt cei mai mulți stimuli care sunt proiectați în creier și asta dă senzație de relaxare, atât de ce multe femei preferă brodat, croșetat, dar lucru manual care relaxează. Abandonul la nivel în conștiință asociază cu moartea. Asta și motivul pentru care emoția așa de puternică. O abordare corectă dacă copilul nu vrea părintele să-l aducă, pentru că astfel și copilul, eu cred că se închide mai mult în el sau începe să aibă ură față de părinte. Am avut situații în care părinții aduceau copilul și o ședință întreagă, copilul nu spunea niciun cuvânt. Da, nu există cel mai bun psiholog, există psihologul care ți se potrivește ca și manicuristă sau stilistă. Mulțumesc încă o dată pentru că ați acceptat invitația mea. Cu mare drag. Ca ascultătorii noștri să înțeleagă cu cine stau eu de vorbă, haideți să începem cu cine este Ana. Din prisma exercițiului capital identitar, în primul rând, sunt o femeie, da? Am 38 de ani, plinesc 39 noiembrie. Mulți înainte. Sunt căsătorită, sunt născută în Chișinău, în familia unei, mama este medic și tatăl meu este electrician. Din hobby am yoga, meditație, pictură și pasiunea mea, cea mai mare, care coincide și cu profesia mea, este tot ce ține de psihologie și psihoterapie. De unde această pasiune în psihologie? Am decis să fac psihologie atunci când aveam, eram la liceu, clasa 11, mi-am amintesc că mi-am spus asta mamei și reacția a fost nu, pentru că în Moldova oamenii nu merg la psiholog. Dar, de fapt, asta era provocarea mea să dezvolt cultura de a merge la psiholog în Moldova. Au urmat 2 ani de negocieri, pentru că mama mea a insistat să fac limbi străine, iar tatăl meu credea că o profesie care mi s-ar fi potrivit în domeniul pedagogiei. În cele de urmă, pentru că niciunul din ei n-a reușit să se realizeze în domeniul în care ei au vrut, a decis să mă susțină. Compromisul a fost psihologie care era la Universitatea Pedagogică și a doua specialitate era limba engleză, respectiv cel de urmă avea și a doua specializare. Tot ce ține de psihologie, eu cred că e foarte inovativ, pe de-o parte. E o știință relativ nouă, e început să dezvolte practic în ultimii 100 de ani și foarte mult de explorat. Mine asta mult m-a tentat și asta și-a fost motivul pentru care am continuat studiile de master în Paris și Barcelona pentru a reveni în Moldova și a aduce cunoștințele astea în țară. Uite că ați menționat despre faptul că mama dumneavoastră a spus că mulți nu se duc la psiholog și vreau să vă întreb cum credeți, de unde percepția asta că dacă omul merge la un psiholog, atunci el este bolnav? Probabil că stereotip, e legat, mai exact. Probabil că e legat de expresia psi, care de fapt în greacă înseamnă suflet. În perioada sovietică tot ce era ține de psihiatrie, pentru că psihologia nu era dezvoltată, era dezvoltată doar psihologia în domeniul educației, era asociat cu aspecte ține de a fi internat în instituții specializate și atunci oamenii au frică, plus de-a lungul secolilor tot ce ține de suflet, de psihic, nu aveau explicații, cel mai des ori se spunea că ești posedat de diavol, respectiv tot ce ține de necunoscut creează disconfort, reticență și asta și motivul pentru care, cu părere de rău, mai este stigma în zilele de astăzi, dar lucrurile nu sunt așa. Din experiența mea de practic privat din 2014 până acum observ cum evoluează drastic atitudinea persoanelor care vin
apelează la psiholog, dacă la început, când eu întrebam cum vă simțiți acum legat de fapt că sunteți la psiholog, cel mai des răspuns era eu resimt rușine. Acum cel mai des răspuns e eu foarte mult mă bucur că am reușit să ajung și sunt curioasă să văd cum o să evolueze ședința. Respectiv, avem o schimbare destul de mare. Da, acum și se vorbește, se percepe ca o mândrie dacă recunoști că ai nevoie de un psiholog și dacă mergi la, da, o terapie. Da, eu cred că a devenit un stil de viață, așa cum avem grijă de starea noastră fizică, da, prin igiena care o facem, prin a merge la sport, tot așa, noi putem să avem grijă de starea noastră emoțională și mentală prin a merge la un specialist în domeniul sănătății mentale și asta îmbunătățește calitatea vieții, da? Dacă ce sunt de igienă fizică îmbunătățește longevitatea vieții, atunci noi nu vrem doar să trăim mult, noi vrem să trăim echilibrat emoțional. Din percepția dumneavoastră a unui psiholog, domeniul psihologiei este dificil? Cu siguranță, ca și multe alte domenii, are propriile provocări. În primul rând, psihologii sunt în categoria domeniilor lucru cu oamenii, respectiv riscul de ardere profesională este destul de mare atunci când nu se are grijă la numărul de ore petrecute în a oferi consiliere. Evident că noi, la rândul nostru, mergem la psiholog pentru a avea grijă de propria noastră sănătate mentală și eu amintesc că în anul 2 de facultate în cursul de psihoterapie am avut revelația că eu o să lucrez toată viața cu persoane care au probleme, da? Pentru că te duci la psiholog când nu te simți bine, nu te duci la psiholog când ești fericit. Și acum e adevărat, eu întâlnesc foarte multe persoane care apelează pentru că trec prin anumite dificultăți, dar e o profesie cu foarte multă recunoștință profesională pentru că datorită faptului că clienții au încredere în noi ca specialist să-i acompaniem parcursul tratărilor, noi vedem schimbările și știm că asta face o diferență în viața lor. Care sunt cele mai frecvente probleme pe care le-ați întâlnit dumneavoastră la clienți, da, în decursul anilor? Top 3 motive de adresare ar fi prima, tot ce sunt relații de cuplu, fie primele relații sau relații de cuplu care încă nu sunt căsătoriți sau care și-au asumat în angajament. Pe locul 2 sunt provocări de profesie, fie alegerea profesiei sau dificultăți, conflicte la serviciu. Și pe locul 3 sunt relațiile părinți-copii. Uite, pe pagina dumneavoastră de Instagram, eu am citit o informație foarte curioasă. Dumneavoastră ați scris așa: 1 miliard de oameni au o tulburare mentală, 3 milioane mor din cauza consumului excesiv de alcool și la fiecare 40 de secunde are loc o sinucidere. Menționez că aceste date sunt la nivel mondial și ținând cont de această informație tristă, vreau să ne spuneți câteva sfaturi generale și utile pentru trupul și mintea noastră. Așa, ca să vorbim la general despre câteva sfaturi. Cred că aș începe cu calitatea somnului. E foarte important să ne asigurăm că avem pentru bărbați minimum 7 ore de somn, pentru femei minimum 8 ore de somn. Asta face o mare diferență atât în starea noastră fizică cât și emoțională, pentru că doar în somn are loc transferul metaforic vorbind de memorie de scurtă durată în memorie de lungă durată. Dacă noi avem o noapte albă, acest lucru nu se întâmplă următoarea zi când dormim, dar bea peste o zi, respectiv asta e motivul pentru care persoane care nu dorm bine pot în timp să dezvolte tulburări de memorie. Pe locul 2 ar fi, când ar părea de straniu, o alimentație echilibrată, pentru că în momentul în care noi facem exces de dulciuri sau carbohidrați simple, asta este demonstrat științific, este o legătură între tot ce țin de intestin și creier și starea noastră mentală, respectiv atunci când noi ne asigurăm că avem consumul necesar de fructe, legume și carbohidrați complex și putem să diminuăm din stările de neliniște, din iritabilitate sau chiar deprimare. Pe locul 3 ar fi calitatea persoanelor care ne oferă suport social. E foarte important să o primim apreciere, susținere, acceptare în grupă de prieteni sau în familie.
pe locul 4 ar fi tot ce ține de avea un spațiu de meditație, pentru că doar în procesul de meditație creierul nostru se odihnește, în rest el lucrează 24/24. Și atunci când nu ai 15 minute, o oră pe zi, independență de posibilități să medităm, practic noi dezvoltăm abilitatea creierului de a simți în siguranță și asta îl face pe el în momente de stres se reechilibrează mult mai repede. Și nu în ultimul rând, tot ține de activitatea fizică, pentru că noi în secolul 21 suntem expuși la foarte mult stres și de fiecare dată, dată limit sau anumite stresuri ce țin de proiecte care nu au legătură cu potențial pericol fizic, oricum la nivel de corp se elimină foarte mult hormonul stresului, cortizol, adrenalină, non-adrenalină și în momentul ăsta, dacă noi avem activități fizice, noi putem să le eliminăm din corp prin dopamina care o primim în această perioadă. Respectiv, tot ce țin de stare, sănătate mentală, în momentul în care noi facem activități fizice de 2-3 ori pe săptămână, timp de un an, face o mai mare diferență decât să mergem la un training de motivare. Că ați vorbit mai devreme despre meditație. Dacă ați putea să ne spuneți, nu știu, top 4 meditații pe care putem să le facem în fiecare zi, iată, fără să apelăm la un psiholog atunci când noi ne simțim rău. Da. Eu cred că cea mai eficientă care diminuează de nivel de neliniște ar fi 5-4-3-2-1. Asta ar presupune să identificăm 5 lucruri pe care le vedem și să le enumerăm cu voce tare. 4 lucruri pe care le simțim, da? Tot ce ține de momentul în care piciorile se ating de pământ, părțile corpului care stau pe canapea sau scaun, senzația stofii pe piele, senzația temperaturii pe piele. 3 lucruri care le auzim, da, în jurul nostru și putem să încercăm să identificăm care din ele cel mai strident, care se aude cel mai intensitate cea mai mică. 2 lucruri pe care putem să le mirosim și un lucru pe care îl simțim gustul independent de ce am mâncat ultima dată. Da? Concentrarea peste 5 simțuri este cel mai rapid mod de a reveni la aici acum. Pentru că tot ce ține de neliniște de regulă e legat de viitor, care noi nu deținem control, da, sau de trecut, care deja a trecut și noi nu putem să-l schimbăm. Noi putem să ne schimbăm atitudinea, da? Evident că în terapie se lucrează foarte mult cu evenimente din trecut, da, pentru a scoate anumite blocaje emoționale, dar noi nu putem să-l schimbăm. Și unicul aspect în care noi deținem control și în care noi putem să fim fericiți este aici acum. Respectiv, tehnica asta e foarte eficientă. O altă tehnică este pur și simplu concentrarea pe inspirație și expirație și a identifica spațiul de liniște, pentru că între fiecare și inspirație este un mic spațiu de liniște. Asta e spațiul stării noastre de interior, de pace interioară, la care dacă revenim, indiferent de starea noastră, nivel de iritare sau furie pe care le simțim, noi putem să ne relaxăm. Altceva ar fi tot ce ține de lucru manual, în a face ordine, în a șterge praf, în a lucrat cu aluatul, pentru că pe mână sunt cei mai mulți stimuli care sunt proiectați în creier și asta dă senzație de relaxare, atât de ce multe femei preferă brodat, croșetat, dar lucru manual care relaxează. Și ultimul, dar nu cel de urmă, ar fi să inspirăm, să numărăm până la 1 și să expirăm, da? Să concentrăm atenția ca ea să fie de 2 ori mai lungă decât inspirația. Da? De exemplu, noi putem să inspirăm până la 4 și să încercăm să expirăm până la 7-8. Și acest lucru tot ajută întregul corp să relaxeze. Și atunci când noi fizic suntem relaxați, mental noi nu putem să fim încordați. Și asta și motivul pentru care în perioada de vacanță, atunci când suntem la mare sau când suntem în saună, fiind relaxați fizic, noi nici ne simțim și bine emoțional. Am vorbit despre meditație, despre trup și minte și tot aici vreau să vă întreb, știu că există mai multe tipuri de odihnă și care sunt de fapt acele tipuri de odihnă de care avem nevoie noi de fapt?
De regulă, până acum, cumva, oamenii făceau categorie o tehnă pasivă, o tehnă activă, dar o tehnă pasivă asta înseamnă, pur și simplu, să stai întins la televizor sau pe malul mării și o tehnă activă ar fi tot ce ține de explorat, muzee, orașe. Dar cercetătorii au observat că, de fapt, noi putem să avem un beneficiu de la odihnă senzorială, ceea ce ar presupune noi să nu fim expuși stimulilor și acum sunt diferite companii care oferă spațiul ăsta de a fi izolat de sunete. Avem nevoie de odihnă socială, ceea ce menționam mai devreme, de a ne simți într-un spațiu în care simțim suport. Abilitatea de a fi vulnerabil, dar fără ca să fie riscul de a fi criticat sau respins. Desigur că e nevoie de, și de odihnă digitală. Noi suntem în permanență conectați, deci sunt diferite gadgeturi, media, o persoană, verifică telefonul de 275 de ori pe zi. Deci noi asta o facem inconștient deja, involuntar. Și atunci când noi suntem în spațiu, cum ar fi un vârf de munte, unde nu este conexiunea asta, detașează foarte mult. Și odihnă chiar și intelectuală, pentru că de multe ori, de mici, noi cumva am fost încurajați ceva să facem. Nu, niciodată nu ne s-au încurajat să ne plictisim, da? Cumva a nu face nimic era perceput ca fiind ceva negativ. Dar abilitatea asta de a permite să fii cu tine, să te conectezi la propriile gânduri, eventual să scrii un jurnal, asta tot e un exercițiu de odihnă mentală. Care sunt pașii pe care trebuie să-i urmăm ca să avem o sănătate mentală? Sau ce ar trebui să evităm, mai bine spus? Sunt foarte mulți factori în care noi întrăm care afectează. Primul loc ar fi autocritica. Noi suntem cei mai duri critici ai noștri. Și atunci când surprindem un gând de autocritică, recomandarea mea ar fi să-l oprim și să-l înlocuim cu autocompasiuni. Dacă noi ne cuprindem și spunem chiar și dacă eu am greșit, e ok. Din greșeli învățăm cel mai mult. Doi ar fi să evităm să ne comparăm cu păreri de rău de mici. Noi am fost comparați cu vecinii, colegi și mereu suntem în competiția asta, dar noi nu suntem în competiție, dar așa de yoga ca sport, cred că e foarte fain pentru că el mereu e astăzi, independență de posibilitățile tale, adică într-un antrenament de yoga niciodată nu se vezi pe cineva a fi în competiție și asta permite în primul rând să te accepți pe tine așa cum ești, da? Și să-ți oferi spațiu de creștere în ritmul tău, da? Unde într-adevăr tu devii versiunea mai bună decât ieri. Alt aspect care cred că afectează foarte mult starea mentală e tot ține de procrastinare sau amânarea lucrurilor. Că noi avem ceva de făcut, dar conștient alegem să facem altceva și avem un sentiment de vinovăție că nu facem ceea ce trebuie. De regulă, spre exemplu, nu știu, trebuie să ne pregătim de un examen și brusc noi simțim nevoie să facem ordine în casă sau să pregătim mâncare. Adică, și acest lucru foarte mult afectează productivitatea și de multe ori în spate, de fapt, are frica de a ieșua sau frica de a fi imperfect. Respectiv, conștientizând lucrul ăsta și a găsi resurse, da, prin a planifica, prin a prioritiza și prin a face ceea ce ai de făcut, evident, dacă ai resursele necesare, pentru că de multe ori noi nu putem să-l facem pentru că e o demotivare sau e o stare de oboseală. Și în ultimul rând, atunci când noi avem un dezechilibru între aceste trei mari arii, profesional, personal și familial, marea majoritatea persoanelor petrec foarte mult profesional, da? Adică mai mult de 8 ore care nouă ni se recomandă și din cauza asta au de suferit partea familială sau personal care îi ar fi bine să fie timp dedicat nouă înșine.
Am vorbit despre meditație, odihnă, sănătate mentală și acum o să vorbim cât o să putem despre traume, pentru că, cum ați spus și dumneavoastră, este un subiect foarte, dar foarte complex și vreau să vă întreb ce este trauma și de unde aceasta poate să apară. Practic, trauma psihică e momentul în care o persoană este expusă unui eveniment care îl dezechilibrează emoțional și care îi afectează adaptarea lui de zi cu zi. Acum, după cum spuneam și mai devreme, ele pot fi foarte, foarte diferite, da? Cumva metaforic este trauma cu te mare și trauma cu te mic. Chiar dacă eu cred că nu ar trebui să le comparăm, pentru că senzația de disconfort fiind una personală și noi fiind asimetrici din punct de vedere psihologic, unii noi putem simpatizăm cu alte persoane, dar nu putem cu adevărat ști ce ea simte, ar fi bine să spunem că și dificultatea cu care tu treci, iată în Africa, iată acolo, copiii mor, da? Deci astfel de expresie, recomandarea mea ar fi să le evităm. Evident, când vorbim despre traume, tot ce ține de punerea în risc a propriei vieți, și ce facem referire la războaie, care evident au un impact colosal, pentru că în permanență e frică sau eventual de a fi expus la diferite situații de bombardament sau când tu ești expus la asta. Calamități naturale, accidente, sub orice formă, și tot aici vorbim despre abuzuri, abuzul fizic, abuzul sexual și abuzul emoțional sau psihologic. De ce este important ca noi să vorbim despre traume? Atunci când o persoană are un eveniment traumatizant, psihicul nostru tinde să-l ascundă, să-l protejeze pentru că el doare și poate să aibă anumite implicații în diferite sfere ale vieții fără să realizeze. Da? Și atunci când noi conștientizăm care e motivul pentru care eu fac anumite lucruri, da? Sau conștientizăm că sunt anumite aspecte ale vieții care sunt puternic impactate datorită acestei traume, prin aduce în conștiință, prin a alege să lucreze la ele, persoana poate să-și îmbunătățească calitatea vieții despre care spuneam și mai devreme. Și asta e scopul. Să îmbunătățim adaptarea persoanei la realitate și să aibă o activitate zilnică care se simtă confortabil. Pentru că am început să vorbim despre traume, o să încercăm să vorbim doar despre câteva dintre ele, cum ar fi trauma de atașament, de unde provine această traumă și cum scăpăm de ea. Deci ce vorbim despre tulburări de atașament, care poate să dezvolte în relația părinți-copii, de regulă în primii ani de viață. Ea poate fi diagnosticată în momentul în care părintele sau copilul este separat de părinți mai mult de 6 luni, da? Și practic statistica susținea că cel puțin un copil din 4 are cel puțin un părinte plecat psihotar, da? Deci tot ce ține de migrație, asta poate fi un impact. Teoria atașamentului dezvoltată de psihologul Bowlby împreună cu alt psiholog Atkinson, și ideea lui a venit din propria lui experiență, unde până la vârsta de 12 ani el a crescut cu o doică, o dădac, care atunci când el a împlinit 12 ani a fost nevoit să plece. Dar ea era figura lui de atașament, adică el a dezvoltat o relație emoțională cu ea. Mama lui biologică era o persoană pe care el întâlnea la ora 5 seara pentru a bea ceai, dar el nu era atașat emoțional de ea. Și atunci când ea a plecat, el a resimțit sentimentul ăsta puternic de doliu emoțional, dar de pierdere unei persoane dragi, fiind marcat de acest lucru, parcursul experienței lui, cel a observat că copiii mici, în special în primul an de viață, reacționează foarte diferit la diferite mame. Și practic, când am făcut experimentul, ei au divizat copiii în 3 categorii. Era un laborator cu foarte multe jucării, intra mama și copilul. Și erau copii cu un atașament securizant, asta însemna că ei foarte mult se bucurau să vadă jucăriile, dar dacă mama era rugată să iasă, copilul manifesta un mic disconfort, dar el se simțea în siguranță să joace și atunci când ea revenea, manifesta bucurie să o revadă.
A doilea tip de copii erau copii anxioși care manifestau cumva o reticență de a merge și a explora jucăriile. În momentul în care mama pleca, ei începeau să plângă și nu încetau să plângă până când ea nu revenea, doar revenind, revăzându-o, ei se linișteau. Da? Astăzi copiii anxioși, ei au frică de a fi abandonați. Și a treilea tip de copii era în momentul în care veneau, ei începeau să joace, nici nu au observat că mama a revenit, că mama revine, nici nu atrag atenția, dar astăzi copiii cu un atașament evitant, de cele mai multe ori, pe parcursul interacțiunii lor cu adultul, nevoile lor nefiind satisfăcute, ei au dezvoltat o formă de protecție și atunci ei nu se mai expun vulnerabilității să nu suferă, da? Și ei tind să fie mult mai detașați și în perioada adultă putem să vorbim despre persoane emoțional rigide, da? Adică noi simțim cumva parcă ei nu sunt foarte implicați, ei parcursul vieții foarte des pot să rămână celibatari, da? Pentru că nu au nevoia asta puternică de a fi într-o relație emoțională apropiată sau invers, ideea de a fi vulnerabil și de a se expune e mult prea dureros și atunci ei preferă să fie singuri. Dacă e să vorbim despre dumneavoastră, deja ați menționat mai devreme că războiul poate aduce traume și aici aș vrea un pic să vorbim despre traumele de război, dar anume la copii, cum noi maturii putem să evităm acest lucru, cum în general vorbim copiilor despre război. Foarte mult depinde de vârsta copiilor. De multe ori, până la vârsta de 11 ani, neavând încă bine dezvoltat gândirea abstractă, le este dificil să înțeleagă ce se întâmplă. E foarte important să vedem ce întrebări ei au și, în dependență de asta, să le răspundem, evident, ținând cont de și vârsta lor. Desuori, atunci când vorbim despre traume, evenimentul poate fi traumatizant când persoana nu doar trece printr-un eveniment care dezechilibrează, dar dacă apelează la ajutor și nu primește ajutor, asta poate fi mult, mult mai puternic să afecteze trauma. Respectiv, în cazul copiilor, e important ca adultul să-i transmită mesajul că eu, ca adult, îmi fac tot ce depinde de mine să mă asigur de siguranța ta. Care, iarăși, într-o situație de război e foarte, foarte relativă. Dar atunci când spune accentul ăsta pe ține de siguranță sau măsuri sau prin a explica ce se întâmplă, care e motivul zgomotelor puternice, asta le dă un sentiment de confort. Dar le permitem, dacă vorbim de distanțe, da? Noi în Republica Moldova, Ucraina, țara vecină, de copiii de la noi, dacă le permitem să citească știri, să vizioneze videouri, poze cu ceea ce se întâmplă. Dacă ei vor acest lucru, noi ca maturi le permitem sau nu? Recomandarea ar fi să nu fie expuși foarte des, din simplu motiv că atunci când noi suntem vizual expuși la anumite evenimente, chiar și noi ca adulți putem să fim puternic impactați. În cazul copiilor, nivelul de neliniște poate să crească, de asta recomandarea ar fi ca ei să fie la minimum posibil expuși astfel de evenimente. Dar totuși le vorbim despre război, pentru că eu, din ceea ce am mai citit, e unii părinți pot să nu vorbească, să evite cu totul acest subiect. Dacă copilul pune întrebări, e important să-i răspundem. Dacă noi alegem să evităm, oricum copilul resimte tensiunea. Oricum copilul e suficient să vadă pe mama că s-a uitat să uite la știri și reacția lor non-verbal transmite un mesaj de pericol. Și atunci când noi nu explicăm copiilor, ei fiind cumva narcisiști de felul lor, ei tind să blameze mereu pe ei. Și mereu cred că cele lucruri care se întâmplă în exterior din cauza lor, da? Iată de ce e foarte important că noi să comunicăm cu ei. Să vorbim despre trauma de abandon sau rana de abandon. După cum am menționat și în experimentul lui Bowlby, până la vârstă sau în jurul vârstei de 3 ani se dezvoltă
aspectul de separare, da? E perioada asta în care copiii sunt duși la grădiniță. Și după cum am spus mai devreme, pentru că ei încă nu au gândire abstractă dezvoltată să înțeleagă mama, îi las, dar după asta revin, ei intră în frica de a pierde adultul îngrijitor. La nivel inconștient, noi asta asociem cu momentul în care, dacă noi am fi un copil și am rămâne în afara tribului, noi n-am putea supraviețui. Respectiv, abandonul la nivel inconștient se asociază cu moartea. Asta și motivul pentru care emoția așa de puternică. Și lucrul ăsta se manifestă și în primele dezamăgiri de dragoste, sau nu neapărat primele. Deseori când noi din anumite motive, persoana iubită alege să iasă din relații foarte mult, intră în senzația asta de abandon și în senzația de că totul pierde sens, da, senzația asta că se cade cerul în cap și e aceeași reacție, unde la nivel inconștient se asociază cu moarte. Dar, în cazul adulților, nimeni nu moare din cauza asta, e firesc să fie o perioadă de doliu emoțional, care e similar ca doliului când noi am pierdut o persoană, pentru că aici noi practic pierdem relația, pierdem toți ținii de vise, planuri făcute de relația asta respectiv, e durere. În cazul copiilor e foarte important ca să fie transmis mesajul dacă mama sau tata o să revină, oricum ei nu au siguranța asta, pentru că probabil foarte des mămicile au observat că e suficient să fie în altă cameră și copilul oricum plânge atâta timp cât nu o vede și în momentul ăsta el oricum resimte un disconfort puternic. Rana de abandon poate să manifeste atunci când copiii sunt lăsați la bunici pe perioadă îndelungată și nu se explică și deseori poți fi dezvoltat și în momentul în care părinții sunt hiperprotectivi, pentru că de fiecare dată mesajul copilului la nivel non-verbal e că dacă părintele nu este aici sau prin faptul că el mă hipertutelează, este un potențial pericol. Și atunci asta tot poate să manifeste. Trauma de abuz fizic și emoțional. Cum trecem peste această traumă? Dacă nu greșesc, Centrul de Prevenire Abuzului față de copii are o statistică, e aproximativ un an și jumătate nevoie de terapie pentru a depăși lucrul ăsta. Adică sunt aspecte care impactează foarte mult psihicul. Probabil fiecare din noi are anumite momente din copilărie care noi ne reamintim și ele ne-au marcat. Atunci când noi avem un cadru sigurant în care să vorbim părinților noștri despre situațiile care ne-au marcat, în care părinții să aibă resurse să-și ceară scuză, da? Pentru că evident că ei n-au făcut-o cu rea intenție. De regulă, în spate, îi e o intenție bună, dar asta oricum, sub nicio formă, nu justifică pedeapsa fizică, da? Care îi interzisă prilege, din simplu motiv că noi nu putem crește copii buni provocându-le rău. Reată părinții ăștia care fac acest lucru, da, abuzează, și ei la rândul lor au o traumă. Asta e un cerc vicios. De cel mai multe ori, la nivel inconștient, avem un model puternic impregnat, da, cu argumentul că eu tot așa am fost educat și am crescut om, dar noi nu știm cum ar fi fost viața și calitatea vieții persoanei astea dacă ar fi primit un suport, toți ținii de părinți grijulii, care să le fie acolo, care să-i satisfacă nevoile, da, care să le ofere apreciere, acceptare, aprobare, afecțiune, pentru că astea sunt nevoile de bază care sunt importante oricărui copil să-i fie oferite. Poate trauma să fie rezolvată cu rapiditate sau totuși trebuie, iată, dacă venim la un psiholog, mai multe ședințe, e, desigur, depinde de fiecare traumă în parte, dar ca un exemplu. Nu. Cu siguranță nu se rezolvă peste noapte, e ca și o rană fizică, da. Avem experiență tot toți în copilării să avem julituri la genunchi. E nevoie de timp. În mediu se recomandă 10-15 ședinți cu o consecutivitate de o dată pe săptămână, pentru că noi am fost, am resimțit sau am dezvoltat anumite traume în relație, tot așa ele se
tratează în relație cu un specialist, unde se oferă un spațiu securizant, cu confidențialitate, cu lipsă de judecat și, evident, tehnici științifice care au ca scop să contribuie la diminuarea și cicatrizarea rănii, pentru că ea oricum o să fie, dar nu o să doară așa de puternic. Cum recunoaștem noi că avem o traumă? Pentru că sunt unele persoane care, într-adevăr, sunt traumați, dar ei nu recunosc acest lucru. Da, și posibil că nici nu au nevoie de asta, pentru că prin faptul că noi avem o traumă, dar dacă psihicul nostru a reușit să o refuleze și noi am dezvoltat strategii constructive care ne-am adaptat și asta nu ne afectează viața, atunci e ok. Da? Spuneam mai devreme despre metafora asta cu un copac care a fost lovit de un fulger, da? Evident că rezultatul sau consecința o să fie independență de intensitate și o să fie crengi care niciodată nu o să-și revină și o să fie crengi care o să-și revină. Exact așa și psihicul nostru, el a fost creat într-un mod foarte inteligent și noi putem să avem resurse să facem față, să ne adaptăm. Dacă persoana în viață de zi cu zi nu simte că asta îi afectează calitatea vieții, atunci nu este nevoie să mergem și să exagerăm și să insistăm prin a-i face bine. Iată, eu am menționat doar câteva dintre tipurile de traume. Dacă ați putea să ne mai spuneți câteva care se vorbesc de, sau dumneavoastră ați întâlnit la clienți pe care eu nu le-am menționat. În principiu, astea sunt cele mai des întâlnite. Pur și simplu, ele iarăși pot să aibă o conotație foarte diferită. Da? De exemplu, atunci când vorbim despre un abuz sexual, el nu neapărat să aibă loc prin penetrare, da? Prin simplu fapt că copilul este expus atunci când doi adulți sunt în relații sexuale și copilul în același spațiu, da, în aceeași cameră, asta tot poate fi un exemplu, da, de traumă. Deci ele foarte, foarte mult variază. Eu cred că fiecare de noi, într-o anumită măsură, le știe și în momentul în care, la un moment dat, are resurse să apeleze la un specialist pentru a lucra la ele, e important să-și ofere timp. Pentru că de multe ori clienții spun, eu de mult mă gândesc să vin la psiholog, da? Dar e despre picătura care umplu paharul. Asta înseamnă că noi avem niște resurse de a gestiona dificultățile care ne întâlnim, dar la un moment dat nu mai avem resurse și atunci noi apelăm la ajutor. Da? Adică nu e așa că gata, de mâine toată lumea merge la psiholog. Atunci ține de abilitatea de a fi în terapie, nu o să fie pentru fiecare, asta de regulă are loc atunci când noi suntem zguduiți puternic de un eveniment și ține de vulnerabilitate, de a accepta și de a conștientiza că avem nevoie de ajutor și, de fapt, asta e despre curaj și nici într-un caz despre slăbiciune. Iată, dacă să vorbim despre terapiile la un psiholog și o persoană vrea, dar a doua nu. Cum convingem? Poate, nu știu, ceva tactice. Unul din profesorii noștri spunea că în terapie merge cel care e în disconfort. Deci, dacă persoana nu se disconfort, nu o să meargă în terapie. Cu păreri de rău, nu există, nu că nu a fost inventate modalități de a convinge, da? Și este elementul ăsta, bancul meu preferat despre psihologie, decât psihologie nevoie ca să schimbi un bec de unul singur, dar becul cu adevărat trebuie să vrea să schimbe, da? Desuori sunt întrebat cum eu pot conving fratele, soț, să vină în terapie și nu este. Unica modalitate ce putem să facem e să spunem, eu țin la tine, eu observ că tu sau relația noastră e în anumite dificultăți, eu nu știu cum să-i fac față și recomandarea mea ar fi să apelăm la un specialist, dar decizia ți aparține și o să o facem atunci când tu ești fie gata. Pentru că este metafora cu pui un ou. Da? Dacă noi știm că din ou trebuie să iasă un pui și el nu iese, dacă noi cumva ajutăm din afară, noi tindem să-i dăunăm. Da? El chiar poate să moară. El
poate să crească puternic numai în momentul în care el iese singur de nou, da? Așa și în cazul schimbării. În momentul în care persoana apelează la ajutor din propria inițiativă și își dorește lucrul ăsta, atunci procesul terapeutic poate să fie un eficient. Dar atunci când el este impus, da, de exemplu, foarte des în cazul adolescenților, când părinții îi aduc la psiholog, dar adolescentul nu își dorește lucrul ăsta, atunci e foarte, foarte dificil. Asta e posibil de crea, da, conexiune, dar e mult, mult mai dificil. Dar iată că ați spus de asta, e o abordare corectă dacă copilul nu vrea părintele să-l aducă, pentru că astfel și copilul, eu cred că se închide mai mult în el sau începe să aibă ură față de părinte. Am avut situații în care părinții aduceau copilul și o ședință întreagă, copilul nu spunea niciun cuvânt. De asta recomandarea părinților e să le explici copiilor de ce cred că ar avea nevoie la specialist, da? Și în momentul în care copilul își dorește. Dar mai este un alt aspect. De multe ori părinții aduc copilul la psiholog de parcă ar fi un telefon stricat pe care psihologul trebuie să-l repare. Dar de fapt lucrurile nu sunt așa. Atunci ține de relația părinți-copii, este o altă metaforă unde copilul ar fi copacul care mereu influența de vreme, în timp ce copacul niciodată nu poate influența vremea. Dificultatea dintre părinți copii e foarte mult despre părinți. Da? E direct proporțională cu vârsta copilului. Cu cât copilul e mai mic, cu cât tot responsabilitatea părintelui mai mare. Și în timp, evident, că se schimbă. Cel mai multe provocări au în perioada preadolescență, preadolescență și... Dar, în momentul în care părintele reușește să conștientizeze propria, cumva, responsabilitate și să-și schimbe atitudinea, foarte des schimbările vin rapid. Evident că atât de timp cât vine și din partea părintelui. La final o să mai am două întrebări care să vă descopere pe dumneavoastră ca personalitate. Sunt mai multe ramuri în psihologie și aici vreau să vă întreb care vă place cel mai mult, una dintre toate. Vă place să vorbiți? Să... Eu sunt formată în psihologie educațională, masterul meu în Paris și Barcelona e în domeniul psihologiei organizaționale și acum psihoterapia în care eu sunt formată e psihoterapia integrativă, respectiv eu lucrez cu copii, adulți și cupluri. Nu pot spun că este una care îi e top. Cu siguranță fiecare din ele are propria ei provocare, dar este trei mari are în care eu mă simt confortabil. Care este definiția psihologului perfect sau competent din punctul dumneavoastră de vedere? Da, nu există cel mai bun psiholog, există psihologul care ți se potrivește ca și manicuristă sau stilistă. Ținica de tunsoare, de asta recomandarea mea ar fi să mergeți, poate la mai mulți specialiști și vedeți cu care rezonați și reușiți să vă conectați. Cu siguranță ar fi important să verificați studiile, pentru că cu părere de rău avem specialiști care pretind a fi psihologi, dar nu neapărat au studii necesare în domeniu. Verificați dacă psihologul la rândul lui este în terapie. Asta face o mare diferență, astfel încât să vă asigurați că în ședință nu se vorbească foarte mult despre experiența psihologului, dar să fie pe locul întâi nevoile și prioritățile dumneavoastră. Și nu în ultimul rând, sentimentul pe care ieșiți din ședință, ideal ar fi să fie în direcția unei luminițe care o vedeți la capătul tunelului sau cel puțin o senzație de eliberare emoțional. Pentru că dacă după ședință vă simțiți mai rău decât când ați intrat, asta ar putea să fie un semn de alarmă. Nu neapărat de fiecare dată. E evident că sunt momente în care noi putem să fim puternic impactați de lucrurile răscolite în ședință, dar e important ca să avem senzații de echilibru, da? Că specialistul se asigură că noi nu ieșim în cabinet până când nu ne revenim. Că ați spus despre psiholog și terapie, totuși fiecare psiholog trebuie să aibă un psiholog. Da, este recomandabil. În alte țări este o perioadă de
ore obligatorii, de la 50 de ore personale la 200 de ore personale. Cu părere de rău, Moldova, noi nu avem încă obligativitatea asta, dar asta deseori este cerută în momentul în care psihologul face o formare într-o psihoterapie. Pentru că persoanele care merg la psihologie tind să fie vulnerabile, deseori merg acolo pentru a se autocunoaște, da? Și respectiv e foarte, foarte specific tipul de oameni care merg să facă psihologie. Dumneavoastră ați spus că nu există cel mai bun psiholog, dar eu totuși voiam să vă întreb, credeți că sunteți un psiholog bun? Eu sper că clienții mei cred că eu sunt un psiholog bun. Eu sunt satisfăcută de activitatea mea profesională și asta se explică prin schimbările prin care clienții merg și prin starea pe care eu o am legată de activitatea mea profesională. Un răspuns foarte bun, zic eu, și ținând cont de asta, nu știu, doamna Ana, dacă dumneavoastră iubiți la o cină să savurați un pahar de vin gustos, dar uite că Chateau Vartelli, eu zic că se va potrivi perfect. Acest vin Chateau Vartelli e foarte gustos, sper că o să vă placă și să-l savurați împreună cu familia. Mulțumesc! Vă mulțumesc pentru că ați acceptat invitația noastră și pentru discursul nostru chiar informativ și util. Cu mare drag!